Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe Fără Prejudecăți la Televiziunea Română. Eu sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Vă reamintesc că emisiunea Fără Prejudecăți este singura din Europa pentru care lucrează Reporter TV cu sindrom Down și care a fost premiată de către Organizația Națiunilor Unite la New York ca model de incluziune și autoreprezentare. Ediția de astăzi e deschisă de către colegul meu, Mihai Arsenie, care l-are ca invitat pe Viorel Micu. E interpretul și asistentul regretatului profesor Vasile Adamescu, care s-a stins, care a plecat într-o altă lume în anul 2018, însă înainte de asta a fost adesea invitat în platoul nostru la Fără Prejudecăți. De altfel, vreau să vă reamintesc faptul că Vasile Adamescu a făcut parte dintr-o elită mondială de excepție, alături de Helen Keller din Statele Unite și de către Olga Skorohodova. Aceștia trei erau persoane cu surdocecitate, adică nevăzători și surzi în același timp și care au avut performanțe remarcabile. Un interviu portret în memoria profesorului Vasile Adamescu, pe care îl urmărim chiar acum, vă reamintesc, realizat de colegul meu Mihai Arsenie, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! Bine v-am găsit, stimați telespectatori! În ediția de astăzi îl am ca invitat pe Viorel Micu, cel care timp de 15 ani a fost asistentul și interpretul profesorului Vasile Adamescu. Te salut, Viorel, și mulțumesc mult că ai acceptat invitația mea. Știu că te străduiești în permanență să duci mai departe povestea impresionantă a domnului Adamescu, exact așa cum i-ai promis înainte de a părăsi această lume. În câteva cuvinte, fă-ne, te rog, un portret al celui care a fost unul dintre cei mai speciali oameni din lume. Vasile Adamescu și-a pierdut auzul și vederea la vârsta de 2 ani și părea a fi un pariu pierdut al vieții, însă la vârsta de 11 ani a fost adus la Școala de Nevăzători din Cluj, acolo unde profesoara Florica Sandu, specializată și pe deficiența de auz și pe deficiența de vedere, a reușit practic imposibilul. Vasile Adamescu, prin voința sa impresionantă, prin setea sa de cunoaștere, a învins bariere și efectiv a depășit condiția, reușind să învețe să vorbească, să scrie, să citească. A reușit să termine liceul, a făcut facultatea de psihopedagogie specială, a devenit profesor la liceul de nevăzători, unde a lucrat timp de aproape 40 de ani cu copii cu multiple deficiențe senzoriale. A fost artist plastic și practic modela din lut lumea reală, o realitate aproape perfectă, pe care reușea să o redea doar cu mâinile. A devenit și scriitor. Și-a scris autobiografia intitulată Sugestiv înfruntând viața în 3 volume, unde și-a descris pas cu pas fascinanta sa poveste de viață, o carte absolut specială și ușor de citit, o carte care te învață că nu există, nu pot. După moartea domnului Adamescu, șirul acțiunilor tale în domeniul social și al incluziunii au continuat. Care sunt cele mai importante lucruri pe care ai reușit să le realizezi în memoria sa? Am făcut nenumărate acțiuni, de la lansări de carte în diferite orașe ale țării, până la tabere, unde copii cu dizabilități senzoriale multiple sau copii tipici au participat la ateliere de modelaj în lut, la ateliere de confecționat sticle senzoriale. Am participat la nenumărate conferințe și simpozioane în domeniul surdocecității, alături de Fundația Sens Internațional România. Și am făcut o serie de acțiuni de conștientizare. Am mers prin diferite locuri din România și am povestit oamenilor despre surdocecitate, exact ceea ce a făcut și Vasile Adamescu de-a lungul vieții și exact ceea ce și-ar fi dorit să facă în continuare. Ce acțiuni ai în vedere pentru următoarea perioadă? Am început de curând un proiect mai amplu, care constă în
expunerea lucrărilor din lut făcute de Vasile Adamescu de-a lungul vieții în diferite orașe ale țării, pentru ca publicul să le poată vedea, să le poată atinge. Fiecare expoziție a fost accesibilizată și persoanelor cu dizabilități. Până acum, lucrările au fost la Sibiu, la Botoșani, la Satu Mare și urmează să meargă la Bacău, la Focșani, la București, iar în septembrie intenționez să fac o expoziție mai amplă la Cluj-Napoca ca să marchez cei 80 de ani de la nașterea profesorului Vasile Adamescu și totodată să doresc să continui editarea celor trei volume ale cărții și să le lansez în cât mai multe orașe din țară. Ce ar trebui să știe cei tineri despre cel care a fost Vasile Adamescu? Vasile Adamescu este un etalon de autodepășire. Cred că fiecare dintre noi avem de învățat de la el. Cred că fiecare tânăr ar trebui să acorde mai mult interes educației, pentru că în cazul lui Vasile Adamescu se vede clar că educația poate face minuni. Prin exemplul său, Vasile Adamescu a demonstrat că orice este posibil și fiecare tânăr ar trebui să-și urmeze visurile, la fel cum a făcut-o și Vasile Adamescu. Iorel, îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația noastră și îți dorim mult succes. Rămâneți cu noi, fără prejudecăți, continuă la TVR.